Criza în industria auto a Europei. După Volkswagen, care a anunțat reducerea cu aproape 5.000 a numărului de angajați, un alt gigant german, producătorul de piese auto, Schaeffler, a declarat că va concedia 4.700 de angajați. Pentru țara noastră, acest nume nu spune prea multe, dar una dintre filialele acestei companii, Continental, produce componente ce sunt utilizate pe scară largă de atelierele auto din Moldova. Experții spun că industria auto din întreaga Europa este pe cale să intre într-una dintre cele mai grave crize din ultimele decenii. Industria auto-europeană trece prin cele mai dificile vremuri din ultimele decenii. După declarația recentă a grupului german Volkswagen despre intenția de a închide temporar 3 fabrici, de a concedia angajați și de a reduce salariile celor rămași cu 10%, producătorul de componente auto Schaeffler și-a anunțat intenția de a reduce 4.700 de locuri de muncă. Industria auto-europeană se află într-o transformare structurală mijlocie, confruntându-se cu numeroase probleme, inclusiv concurența globală tot mai mare și scăderea competitivității Europei pe fondul economiei în dezvoltare a Chinei. Piața Uniunii Europene suferă mult din cauza politicii inconsistente a autorităților. Produsele companiei Schaeffler sunt bine cunoscute de proprietarii de automobile din Moldova, anvelope, componente și electronice pentru mașini sub brandul Continental. În acest moment, multe dintre atelierele auto din Moldova caută alți furnizori și chiar producția unor companii americane în anumite segmente de componente sunt mai ieftine. Continental, același Schaeffler, este una dintre companiile europene care a părăsit piața rusă în 2023. În prezent, compania, la fel ca și alți giganți auto europeni, pierde războiul comercial cu China. Totul a început cu introducerea noilor norme ecologice, cum ar fi interdicția Uniunii Europene de a produce mașini cu motoare cu ardere internă din 2035 și trecerea completă la automobile electrice. Dar problema este că cel mai mare producător de baterii pentru aceste vehicule este China, care folosește nichelul extras în principal din Rusia și Indonezia. Cum se spune, un cerc vicios. Și nu trebuie de uitat că sub presiunea politicii de sancțiuni, în locul gazului rusesc prin conducte, Germania a început să cumpere gaz natural lichefiat norvegian și american, care costă cu 30% mai mult. Din această cauză, energia electrică s-a scumpit. Mai mult, au început plățile pentru resursele energetice. Pe deasupra, vânzările întregii industrii auto-germane au scăzut brusc. Piața Uniunii Europene nu s-a recuperat încă după pandemia de COVID, au pierdut piața rusă din cauza sancțiunilor, iar pe piața chineză este plin de produse proprii, mai tehnologizate și mai ieftine. Rezultatul, cum se spune, este evident. Gunnar Gröbler, șeful companiei germane siderurgice Salzgitter AG, una dintre cele mai mari din Europa, citat de Financial Times, avertizează că Germania riscă să își piardă statutul de mare putere industrială din cauza prețurilor ridicate la resursele energetice și este catalogat ca un strigăt de disperare înaintea colapsului iminent al economiei europene.